facem lucruri împreună. Multe partide comuniste au adoptat o linie greșită în privința homolibertății. Înțelegerea fenomenului homo ca fenomen burghez a determinat multe partide comuniste să adopte poziții care în cel mai bun caz consideră luptele homo și trans în afara luptei de clasă. Noi credem cu tărie că libertatea homo și trans trebuie să facă parte din orice revoluție proletară. Istoria mișcărilor de eliberare dezvăluie legăturile dintre lupta pentru libertatea homo și trans pe de o parte și lupta pentru comunism de cealaltă parte. Fronturile homo-eliberare nu își limitează programul politic la nivelul mai multă putere pentru gay, ci luptă împotriva rasismului, imperialismului și capitalismului. Am atacat modelul familiei nucleare și rolurile tradiționale femei-bărbați. Munca noastră leagă identitățile diferite pe care capitalismul le folosește pentru a ne dezbina. Ne-am luptat împotriva sexismului din mișcarea gay și împotriva homofobiei și cis-sexismului din mișcarea feministă. Pride-ul nu a reușit să fie nimic mai mult decât o paradă cu scopul de a vinde, de a spăla imaginea băncilor finanțatoare și a poliției, acei apărători ai civilizației și mai ales de a ne anestezia furia politică împotriva sistemului capitalist care îngreunează viețile muncitorilor homo și trans. Refuzăm să ne mândrim că mărșăluim alături de polițiștii și jandarmii care ne băgau la pușcărie sau ne-ar lua la bătaie cu prima ocazie. Ei sunt pulanul burgheziei și ne-au arătat-o de nenumărate ori, mai ales nouă, celor homo și transrasializați și proletarizați. În locul Pride-ului, facem apel la homo-acțiuni care să atace originile oprimării noastre, sistemul capitalist. Capitalismul